Un alt accident grav a avut loc la Târgu Jiu. O tânără de 27 de ani a ajuns la spital după ce un șofer a intrat pe contrasens, a lovit-o puternic și practic a aruncat-o în aer câțiva metri. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere instalate în zonă. În imagini se vede cum șoferul pierde controlul volanului și intră pe contrasens, o lovește în plin pe tânără, apoi se izbește de un alt autoturism parcat. Se pare că șoferului s-a făcut rău la volan și nu a mai putut evita impactul. Atât tânăra lovită, cât și conducătorul auto au ajuns la spital și se află acum în afara oricărui pericol. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.